Mai departe, un copil de 8 ani a murit ieri în timpul cursurilor de înot la care era înscris. Totul s-a întâmplat sub privirile neputincioase ale tatălui său. Atât instructorul cât și medicii sosiți în incinta bazinului au încercat să îl resusciteze pe băiat, însă fără succes. Se pare că acesta ar fi avut probleme cu inima și ar fi făcut un stop cardiorespirator. Vă avertizăm, urmează informații cu un puternic impact emoțional. În momentul tragediei, copiii se aflau în piscină alături de instructorul de înot. A străbătut în jur de aproximativ 3 sferturi, ceva de genul. Aici s-a întâmplat toată tragedia, să zic așa. Aici copilul a început să se panicheze, s-a agățat de separatorul de culoar. Eu eram aici, la o distanță de, hai să zic, un 2 metri. În câteva secunde, băiatul s-a speriat și mai tare și a început să țipe. M-am întors rapid, în două lungimi de braț, am luat copilul în brațe. În momentul în care eu l-am luat în strigăte, am încercat să-l calmez în brațe la mine fiind. M-am întors doar și l-am ridicat aici pe marginea bazinului, părintele luându-l în brațe. Ultimele sale cuvinte au fost tati, tati. Văzând că băiatul a leșinat, antrenorul a ieșit repede din piscină și a sărit în ajutor. Am început manevrele de resuscitare, având și calificare de salvamar. Totul a fost contra cronometru. Consider că mi-am îndeplinit toate atribuțiile. Manevrele de resuscitare ale medicilor și ale profesorului de not nu au reușit însă să-l salveze pe băiatul de 8 ani. E trist și dureros. S-a ridicat pe picioarele lui. S-a ridicat pe picioarele lui. Și atunci au strigat o dată tati și s-a lăsat jos. Cercetările preliminare arată că băiatul ar fi avut o problemă la inimă. Părinții lui susțin că a mai avut un episod asemănător în trecut, însă nu atât de grav. Am fost cu el la control după aia, că ne-am gândit că poate are probleme la cap sau s-a lovit la cap. Nu i-o găsă nimic la creier. Încă nu poate să se pronunțe. Nu se pronunță, dar la mușchiul inimii se pare cu ochiul liber ceva suspect. Asta, deși adeverința eliberată de medic, arată că băiatul era apt pentru sport. De altfel, copiii nu pot participa la cursurile de not fără o astfel de adeverință.